Ăla face prevenție, lua-mi ai pula în gură. Neața. Bine, nu prea e neața bună. Băi, după cum vedeți, celebrul mesaj. Un șofer n-a avut timp, a lăsat camionul evident. Cu? După cum vedeți, vagonul după el, evident nealimentat, ne nu știu ce. Probabil unul din lucruri pe care le urăsc cel mai rău la compania asta este faptul că țin șoferul până în ultimul minut să ajungă în firmă și când ajung, îi lasă camionul unde vrea. Și nu vine nimeni să-l dezagățe, gen șanterii să-l lase și nu știu ce. În plus de asta, am căutat cheile, mi-a venit acru în măciucă, ca să nu zic pulă. Oh, băi, astăzi nu vreau să filmez, nu voiam să filmez de fapt, dar am zis că trebuie să filmez pentru că am rămas prost. Deci am rămas prost, o-i fi eu prost, dar am rămas și mai prost. Despre ceva anume și o să vă zic despre ce după ce ne facem toate acaleturile, adică trebuie să lăsăm vagonul ăsta, să ne agățăm pe al nostru, de fapt să-l lăsăm pe ăsta, să alimentăm, să-l agățăm pe al nostru și după aia să plecăm. Astăzi mergem la Daventry, deci avem prima parte job ușor, după care să vedem unde mergem să încărcăm. Astăzi avem decât 13 ore, am început la ora 9, deci vom termina la maxim 10. Așa că să sperăm că va fi ok, o zi, nouă zi cu 20 ceva de grade, caldă, te cași pe tine. Și chiar sunt curios să aflu și părerea voastră despre ce o să vorbesc astăzi, pentru că mie mi se pare, nu știu cum să zic, bă, mie mi se pare că suntem o nație prea proastă, prea cretină, prea proastă, prea nu știu ce. Dar o să vă las și pe voi să vă dați părerea după ce o să vorbesc și chiar sunt curios să văd dacă lumea cum gândește sau dacă are discernământ să gândească exact așa cum trebuie și cum e logic și normal. Așa că haideți să las vagoanele, să alimentăm, să dragi, să lați, să maci. Haideți cu mine. Uf, hai că mi-am făcut și o verificare la capul tractor și mergem acum să lăsăm vagonul ăsta. Trec și eu, boss. Mergem să lăsăm decărul, ne întoarcem să alimentăm cu motorină și după aia să ne luăm vagonul nostru și să plecăm. Am single, nu știu ce dracu aș putea să încarc, mie să nu mă trimite la Partner Logistics după aia. De fapt mie, aș prefera să mă trimite acolo. Hai pe alt. Empty? Stop off, please. Anybody, yeah? Cheers. Mergem să lăsăm la depozit numărul 4. Și probabil tot de acolo o să ridicăm și pe al nostru, asta e bine. De fapt nu prea e bine, că vreau să alimentez mai întâi. Trebuie să mă întorc chiar după aia să alimentăm. Bă, ce nu-mi place mie, deci mamă, deci mor pe lucrul ăsta. Deci l-am auzit pe ăla că e un camion în lay-by acolo, în parcarea aia, m-a luat capul. Bă, să moară măsă, dacă nu am venit de 1000 de ori, frate, am venit programul la limită. Bă, dar mereu am desfăcut capul tractor, frate. Niciodată nu l-am lăsat așa. Bine, recunosc, l-am lăsat o dată de nervi și că m-au enervat ei. Frate, dar în rest îți am pula mea 3 secunde, 20 de secunde, jumătate de minut. Îți ia să desparți capul tractor de... Să desparți capul tractor de vagon. Ce dracul o fi așa de greu? Ai boss, că dacă n-ai parcat-o de... Și e haos, frate, acum la ora asta. Mie de-aia nu prea-mi place să încep după 8.
Adică după ora 9 încep o grămadă de șoferi și uite ce haos e. Vin și mulți care încep noaptea. Și e haos în firmă. Parcă văd că astăzi, deci 3 zile, cât am început până acum, 4 zile, n-am avut niciun stres. Am avut la timp, 13 ore, 30, 14 ore, fără stres, fără nervi. Astăzi, în ultima zi, am 13 ore și să vezi astăzi nervi. Să vezi nervi și stres. Că sigur, mă duc la test, că sigur stau cu o oră, mă uită Dumnezeu. Fac pariu. Băgăm și noi la rampa asta aici. Doar amesc la orice rampă. Așa că de ce nu o băgăm și noi aici la 42. Aici ar dărâma cineva rampa. Nu reconstruiesc ăștia. L-au futut senzorii mătii. Ai descoperit-o tu pe măta. Ia uite că mai mă lasă să plec. Doamne. Fruci invenția pizdii. Bă, dacă am avut așa sărăcie. Uite un soft talking un pizdii. Altceva nu găseau și eu, altă invenție. Au găsit soft dog-ul ăsta. Așa, stai să dăm puțin în față și să deschidem ușile. Poate lipsește și capacul ăsta de aici. Schimba becul și l-a pierdut. Ce dracu i-a făcut? Uite și unde sunt senzorii de la soft dock. Unde sunt, doamne? Uite, jos așa. Unde pune, frate, și ei sus, să nu... Când ai cu spatele... Să nu se oprească la orice denivelare. La astea sunt și mai jos, sunt pe bara asta, aici. La single-uri. Retini. Mamă, ce miroase. A vopsea decorul ăsta, că e nou. Uite cum pierd eu. Bine, am descărcare la două, am timp căcălău, dar vreau și să mă opresc să mănânc un KFC. Un cafeceu. Da, tot mă opresc, cât e ceas? 9:30, plecam pe la 10 de aici. Tot am timp. Hai, futul senzorul vieții. Hai, boss. Ah. Oh, acum unde m-ai oprit? Deci am lovit în aia, dar nu s-ar fi oprit. În schimb, aici, când era în jos, s-a oprit. Talea și muie. Bine că m-am făcut de vaselină. Bă, futu-s rasa a mătii. Puteam să jur că mă fac de vaselină. Vedeți, chiar dacă am zis că am timp, da, să ajung acolo, tot mă grăbesc. Nu pot să-mi scot asta din cap. Sau românul cred că nu poate să scoată asta din cap. Cu grăbitul.
Și mereu zic, bă, nu mă grăbesc, sunt și eu ca englezii. A, să o știu, știu. De unde? Că nu pot să fiu așa. Trebuie să ne ștergem de vaselină asta. Ok. L-am lăsat pe fraier, frână, picioare, cabluri. Să lăsăm jos. Hai, boss. Of. Hai mă, morții mătii. Mamă, greu gândește, frate. Nici acum nu se lasă. Haide, bă. Așa. Tu zrasa, mătii. Ok. Egalizare. Așa. Hai să ne ștergem de vaselină. Că mea și picioarele. Cu scuipaca, mamaie. Nu de mamaie, cu scuipaca pe șorț. Pe colțul la șorț și te ștergea, nu? Hai să băgăm motorină acum. Stai acolo, boss. Să treacă zi. Mamă, sper să meargă aerul la... Merge. Că e jale fără aer astăzi. Mamă, ieri mi-am futut ăla zi scorul la condus. Am avut livrarea numai prin Bradford. Iar nu mai stat pe loc, aglomerație, oră de vârf. S-a dus dreacu. Scorul meu. Oricum am avut, nu mai știu, cred că duminică sau luni, nici nu mai știu când am, nu luni, sau luni. Am avut scor de 99 pe ziua respectivă, nu știu dacă există scor de 100 la Volvo, dar am avut de 99. Deci, într-un cuvânt, am fost blană. Blană de papagal. Au te-a dat drumul la spălătorie. A schimbat perile. Bă, ești nebunea să bag și-o diseară la spălătorie. Aseară am spălat-o aici, la Furtune. La Jet, dar am spălat bine, am spălat mai mult pentru parbriz. Pentru că era plin de musculițe. Că a început sezonul. A început sezonul. Hai că am pus vlogul ăsta doar cu plecatul meu de dimineață. Bine, și așa până la Daventry n-am ce să filmez, că merg doar pe M1, pe autostradă. Dar probabil după ce plec de acolo, de la Daventry, o să vorbim despre ce vreau să vorbesc. Sper să nu-mi schimb ideea, să vină altceva. Hai să ne întoarcem repede, 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 repede. Hai, bosulică, la ce facem, alimentează? Asta și pierde timpul pe acolo, nici nu mai aștept verde la barieră. Hai că bag și eu aici la pompa al 2. Opa, 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 opa. Și avem kilometraj 5.8.5.8.4.1. Ca să nu uit, 5.8.5.8.4.1. Unde ești, boss? Mamă, și asta e și mașina de trempără. Da. Păi normal, mă, că trempără a vrut și el să plece acasă. 5.8.5.8.4.1 am spus, nu? 5.8.5.8.4.1. Ok. Merge. Păi de-aia m-a lăsat-o aici. Acum e trempor, o fi fost ultima lui zi. Stați așa, că vă zic e mea, dacă a fost ultima lui zi sau nu. Și a luat omul bagajul și a plecat acasă. N-am mai stat el să lase vagon, să alimenteze, să... Stați așa, că vă zic eu acum. De joi până luni e trempor, așa ce e, miercuri. Deci nici nu e acasă ăsta. Nici nu e la muncă. De mâine începe. Dar probabil o fi avut altcineva camionul. Da, le-aș la cioc.
acasă, le dau eu la cioc. Băi, termin de alimentat și ne vedem când agăs vagonul. Așa, gata și cu alimentatul. Aula. Mamă, mamă. Simt că mi s-a dus jumătate în viață. Să vedem ce vagon avem. Avem vagonul 48-2019. Deci de ăsta nou. Am mai adus și în 2019 ceva vagoane. 48-2019. Hai să te găsim, boss. Oh, păi stau după ăsta până intră, până face check-in-ul. Știi cum e vorba aia? Îți facem economie. Oh, ia uite, intră repede, nu? Oricum, per total, am ajuns pe ultima lună la un punctaj de 95 sau 96. Hai mă, boss, ce căca face aia? Ceea ce e destul de, de șmecher față de cât am început, sub 90. Bă, frate, dacă te coși de cal la ăștia la 20 de grade, e incredibil. Este incredibil. Lăsați-mă să trec și eu. Mulțumesc, mulțumesc. Te-am zis 48-2019, nu? 48-2019 nu este pe aici. Cred că nu e nici pe aici. De obicei nu țin pe aici vagoane congelate. 48-2019, nu. 04-2019, n-am nevoie. Deci 2019. Scuze, boss, scuze. Nu te-am văzut. Stai, ce dracu, mă? Au, livrează ceva, poate, omul. Am început să am memorie scurtă la, de fapt, la numere și la astea memorie scurtă mereu. Ce ținem bine minte sunt drumurile, le învăț foarte repede. Asta, probabil ăsta e unul dintre avantajele mele ca și șofer. Pentru că făcând curierat în București, erai nevoit să înveți imediat toate străduțele și nu știu ce. Și mai ales când am început eu curieratul, nu existau. De fapt erau GPS-uri, doar că erau foarte scumpe. Adică nu prea și 48-2019, uite-l pe fraier. Nu prea își permiteau mulți curieri să aibă GPS și aveam ghidul străzilor, adică hartă. Stăteam cu el pe volan și așa am învățat. Bine, evident, știam cartierul meu și atât, mai bine, în rest, nu prea așa, decât marile bulevarde. Și nu prea te ajută. De fapt, nu te ajută cu nimic asta. L-am agățat pe fraier. Trebuie să avem 9.30 la sfârșit. Ne uităm acum dacă avem 9.30 la sfârșit. Bă, cade camera asta după cap. Ori s-a lărgit elasticul, ori mi-a rămas mie capul mic. Cum e, mă, asta? Îți rămână capul mic. Auzi și tu. Au. Motorină full. Bolinstein, iau, nu nouț vagonul ăsta, cum a rămas ăsta. Nu nouț. Deci nici nu i-au pus sigiliul la ăsta, cred că de-abia încărcat. Bă, ce nu-mi plac mie astea noi. 930, da? Tesco. Ce avem? Loaf. Închidem sigiliu. Bun. Wow.
telefonul ăsta e nou, mă, ăsta cred că de-abia e pus în folosință. N-are nimic, ești nebun. N-are nimic, nimic, nimic. Totul ok, e în service. Minus 21 e temperatura care e setat și momentan are minus 19,6. Temperatura lui internă. Ok. Așa. Și ăsta. Și ăsta. Și l-am dat la mijloc. Am închis. Ridicăm picioarele. Și apăsăm frâna. Mai trebuie să verificăm luminile. Și suntem bun de drum, nu? Ok, se iau telefonul să scanăm aici. Să verificăm ce mai e de verificat. Sfârșit cumva lumini. Am telefonul. Și avem o dată, merge, 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 ok, și merge, 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 suntem blană, suntem blană de urs, hai boss, te încarci și tu? Dă-mi, dă-mi, zici că e de la pe manivelă. Hai că vlogul ăsta cred că-s 20 de minute, mai mult de 20 de minute numai eu. Aici. Tractor, nu. Hai lasă, am lăsat așa. Uite, vezi, mi-a dat la tractor. Băga-mi aia și picioarele. Home. Yes. Dar de ce sunt 4 de-astea aici? Că nu înțeleg. Dar acum parcă nu erau. Așa mă, trailer. O luase razna. Ok, start. Toate sunt ok, 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 ok. Checks ok, kilometri 0. Save. Road Orfi. Home. Și am terminat. Oh, așa. Dacă merg semnalizările. A, nu cred că am eu probleme. Merge. Hai boss, merge, merge. Stopurile pe frână le verificăm la plecare. Maraton. Maraton de lăsat vagoane alimentat și a găsit alte vagoane. Băi, frații mei peloponezi, ăsta a fost începutul zilei. Haideți să vedem cum ne curge ziua. Și cu siguranță ne vedem după ce plec de la Daventry. Așa că nu plecați vlogul continuu. Frații mei peloponezi, sper că nu ați plecat. Băi, dacă am stricat ăștia planurile, sau mi-au stricat ăștia planurile de vlog, pentru că stai boss acolo să ieși eu. Danke schön. Vă zic imediat. Da, mă, ce vrei să o iei pe asta la ocazie? Bă, al dracu. Te vede nevastă ta, mă. Au, ce vrei să o ia pe aia la ocazie cu tirul? Nu te crezi boss pe Românica? Băi, mi-au stricat ăștia planurile și vă zic de ce. Este ora 4:10. Am ajuns la Daventry la 2 secunde, 1:30. Deci am stat aici 2 ore și 40 de minute. Și evident că nu mai am timp să ajung la Wiz Beach, la partner logistic. V-am spus de dimineață că ăsta era planul. După ce descarc aici, de obicei așa se întâmplă. Dacă vii cu single, cu vagon single aici, te duci după aia la Wiz Beach să încarci, dar nu am cum să ajung. Am decât 13 ore de program astăzi. De aici, de la Daventry până la Wiz Beach, aș face undeva cam la 2 ore.
aș face 2 ore, deci ar însemna 6. De la East Beach până acasă îți trebuie cam 3 ore, 3 ore și un pic. Să nu dai semnal, băga mea și pula în Mercedes-ul mătii. Dă muie. Futu-ți hârca aia de mașină. Deci am nevoie de încă 3 ore, 6-9. Deci mai rămânea o oră la dispoziție să mă încarce, ceea ce este imposibil la East Beach. O oră în care trebuia să-mi fac și pauza. Și astea, timpii ăștia sunt puși așa, să meargă totul ață, știi? Fără întârzieri, fără nebunii, fără chestii, trestii, socoteli. Și eu pe lângă tine, boss? Și eu pe lângă tine. Și evident că, na, aia am spus, bă, nu am cum. Vă dați și ei seama că nu avem cum să facem încărcarea, așa că m-au trimis la Wakefield, la Speedy Bake. Destul de lejer, facem cam 2 ore până acolo. Bine, o să punem ora de vârf, e deja 4. Probabil o să prindem ceva aglomerație pe M1. Sper să nu fie chiar haos. Și așa că mi-a cam stricat mie planul, că vreau să filmez măcar spre East Beach, pe acolo mai mergi pe o bandă, mai pe un național, mai nu știu, așa pe autostradă e mai aiurea să filmez și să vorbesc. Așa că o să facem în felul următor. Când mă apropii de Wakefield, revin și vă povestesc ce am de povestit, pentru că acolo la Wakefield mergem puțin și prin oraș. Și zic eu că avem timp să povestim ceea ce am de zis, că nu e prea lung. Și așa am lungit-o cu vlogul ăsta de dimineață, căcălău. Așa că material este, adică gen timp este. Ați văzut și o parte la început, pentru cei care sunt mai noi pe canal. Agăța, dezagăța vagon, la. Una alta, un alimentat. Și vă spun și despre ce o să bălmăjesc mai încolo. Așa că revin imediat. Nici o zi fără vreun accident, incident și ce dracu mai e pe aici. Chestia e că se închide prima bandă și stăm cred că de vreo 10 minute. Mergem, uite, fix așa mergem. Nu știu ce e, dacă e accident, dacă e doar vreunul rămas în pană, habar n-am. Pe panouri nu scria nimic. Dar cred că se închide linia asta, doamne, banda asta. Și cam atât. Astăzi a fost un accident foarte grav pe A14, undeva aproape cu la intersecția cu M1. Și am impresia, cred că și acum e închis, e de azi dimineață. Și că un camion Volvo. Acolo sunt două benzi pe sens și sunt despărțite de parapede ăsta. Și că a zburat camionul ăsta Volvo de pe prima bandă, s-a dus pe a doua, a intrat peste parapeția de rămas și s-a dus pe contrasens și a intrat într-un camion de ăsta nu articulat. Ăsta normal, 12 tone, 18 tone, nu știu cât dracu o fi avut. Chestia e că e un camion ăsta foarte vechi. Unul Leyland se numește, o relicvă de camion care evident că nu prea e rezistentă la impactul, la toate, fiind fabricat probabil prin anii 90. Și am înțeles că au murit până la urmă ambii șoferi. Cel din camionul vechi din Leyland a murit pe loc, iar cel din Volvo a murit și că la spital. Fie adormit, ci că pe la 6:30 dimineața a avut loc accidentul. Cine știe, ci că a sărit dintr-o dată, așa au zis martorii, că a zburat după prima bandă, pe a doua și după aia peste parapeție aia. Cine știe, probabil o fi adormit, habar n-am. Ia boș, ce a spățit, dar au închis ăștia banda. Cred că a rămas cineva în pană. Da? A rămas cineva în pană. Și
A creat tot haosul ăsta, mă, și e ceva coadă, e și ora asta de vârf. Și e coadă, cred că, de pe la vreo 2 ieșiri încolo, 26, la 27 până aici, cred că. Uite unde a rămas cu ea. Bă, fiaral, dracu. Pe pământul ăla nu o trăgea și el. Sau nu se oprea și el puțin, s-a oprit fix în parapetul ăla, fix că să nu poți o dea pe pământ. Asta este. Ne continuăm drumul. Cred că mai facem o oră până la Wakefield. Și am frate mei pe Peloponez. Hai că ne apropiem de Wakefield. Mai mă sunaseră ăștia acum, iar mă întrebe până la ce oră am, unde dracu vreau să mă trimită. Vreau să-mi facă manevră. Băi, ce vreau să vă spun. Bă, în ultima perioadă, cei care sunt și lucrează pe comunitate, pentru că știu că sunt câțiva care mă urmăresc și de acolo și poate să confirme chestia asta, prin Germania poliția de fapt a început să facă controle duminică seara pentru șoferii care beau în timpul weekendului, pentru că toată lumea știe, șoferii în weekend asta fac de obicei, cei mai mulți, din păcate. Rup sticlele în două. Și ce fac ei? Rup sticlele în două și duminică noapte la 3, 4, 2, 1, 10 seara, 6 dimineața, oamenii pleacă în cursă. Cu ce pleacă în cursă? Evident cu niște alcoolemii gigant. Pentru că oamenii o rup, frate. Și nu sunt singuri. Și lituanienii, polonezii, ce dracu mai sunt, bulgarii, toată lumea. Bă, și de când au început să fie controlele astea, evident au apărut și posteri pe grupurile de șoferi, pe care, apropo, m-au dat afară. O să vă zic eu altă dată de ce m-au dat afară de acolo. Nu mai sunt pe șoferi de comunitate. Era cel mai mare grup de șoferi, nu mai sunt acolo. Așa că, dacă sunt pe acolo utilizator, dați și voi share la postările mele, la grup, ca să crape sufletul mie, să vadă că tracker boy tot a dispărut. Și vă mulțumesc dacă faceți asta. Așa. Și evident că au apărut românii noștri buni la suflet și foarte abuzați de către cei din vest, să zică, domne, ce înseamnă aia să vină să-mi bată mie la ușă, să mă trezească din repausul meu, să vadă dacă am băut. Păi bă, retardule, bei, păi te piși pe tine și ador pe lângă vagon sau pe sub vagon sau pe lângă camion, da? Și te trezești după 5 ore de somn și pleci în cursă, că pula mea, așa e la mine, trebuie să pleci la prima oră, să faci miliarde de kilometri. Și te trezești, frate, și ai o alcoolemie de câteva zeci de grame de aia la mie, sau la cât dracu se calculează, da? Și intră unul cu mașina mică sub tine, tu mergi drept pe autostradă, că altceva ce să faci, mergi așa drept ca mine, ca tramvaiul, de colo-colo. Și intră unul sub tine și spune fiola sau facem alt caz, pleci din parcare și adormi că ți-e rău, ți-e după beție, ești mahmur. Dar pleci după vreo sticlă de apă să-ți potolezi arsurile după gâtlej și dai într-unul sau dai într-o familie, dai în măta, dai în tactul, dai în morții mătii. Ce faci atunci? Pe lângă faptul că posibil să omori pe cineva, iar tu te duci la pușcărie pentru câțiva ani buni și îți mai lași și familia ta amărâtă acasă, că n-are cine să mai muncească. Cum poți să spui azi, să fii atât retard, să spui doi că suntem abuzați, auzi că vin și ne fac control. Oamenii ăia vin și vă fac control și nu vă dau nicio amendă. Oamenii vă iau alcoolemia și te întreabă la ce oră pleci dimineață. Da? Dar cum ăla vede că tu ai alcoolemie de stă pisica în coadă, da? Și tu vrei să pleci la 3 dimineața sau la 10 seara când se ridică restricția, omul ăla va lua actele și va veni să te controleze iar dimineața după 12 ore sau cât îți trebuie ca să-ți treacă alcoolemia aia din sânge. Pentru că tu ești un retard bețiv care aștepți fiecare weekend să iei lăzile cu bere sau sticlele de vin, de vodcă, de ce dracu beți și să vi le puneți ca perfuzie la bot. Asta așteptați în weekend. Și ai vrea ca după aia să conduci, să omori lumea pe stradă. Cum pula mea să spui că te abuzează cineva?
Când omul ăla o face spre binele tău, o luați cu dalea, domne, mă deranjează din repausul meu. Bă, în pula mea, când te sună șeful și spune, pune magnetul și pleacă, nu te mai deranjează din repausul tău? Ce te deranjează? Că bate omul la ușă și își cere ce? Un act și atât? Și să sufli în fiolă? Ăsta îi deranji? Bă, nu știu, avem așa o mentalitate de oameni înapoiați și de oameni proști, ce n-am văzut în viața mea. Frate, adică, nu știu, mi-i văd așa, frate, sunt unii, sunt atât de, nu știu cum să spun, senili, bă, frate, bă, nimic n-ar putea să se lege bine de ei, adică, degeaba am văzut, evident că erau mulți care le și explicau, bă, vă face bine în pula mea că sunt niște bețivi notorii, altceva nu faceți, așteptați weekendul să beți, să vă pișați pe voi și după aia să plângeți pe net că vai ce grea e viața de șofer, că sunt departe de familie și de nu știu ce. Pune-mi pula mea și fă altceva dacă vrei. Eu nu zic să nu bei, că și eu beau, frate, și eu mai mă îmbăt. Bine, nu la volan, nu pe la muncă sau ceva, da? Beau acasă, mă îmbăt la petrecere sau pe unde dracu sunt sau cine știe ce, la grătarea, nu știu ce. Dar nu beau să mă piși pe mine și după aia să plâng, vai ce viață grea am. Că sunt eu un prost și nu știu să fac alegeri bune pentru mine. Mă obligă patronii, șoferii, dragi, laci, maci, deci numai de-astea vezi. Am făcut și o comunitate în alea 8 luni și știu bine ce trăgeam aproape în fiecare weekend. Când am muncit după aia doar pe Franța, Belgia și Olanda și făceam repausurile la hotel, era mai fericit ca niciodată. Nu stăteam să am parte de toți bețivii până toate parcările care se plângeau numai de vai ce greu ne este, ce familii lăsăm pe acasă, ce dracu, leacu, meacu și tot așa. Haideți, dragilor, treceți că nu măsuiam peste voi. Bă, și avem chestia asta, auzi, bă, mă deranjează ăla că vine și mă controlează. Bă, în pula mea, dar face prevenție. Asta se numește ce face, dar nu face să-ți dea amendă sau ceva. Ăla face prevenție, lua-mi pula în gură. De român fără creier și de polonez fără creier și de lituanian fără creier și toți care mai se plâng de chestia asta. Aș prefera să văd în toate, nu în câteva parcări, că iau câteva parcări, le iau la control, vă dați seama cât personal le trebuie ca, dar aș prefera în toate, frate. Și aș mai prefera să existe, nu știu, mi se pare că văd o băgase aia cu vapori, să sufli și altfel nu pornește mașina. Mi-ar plăcea să existe un sistem în așa fel încât, nu știu, gen să nu poți să pleci la muncă, frate, până nu ai zero alcoolemie. Nu să pleci în pula mea, au găsit cu 1,8 la 1000, cu 2 la 1000 plecați deja. Adică gen au stat, a așteptat la ieșirea din parcare și oprea acolo. Adică omul se trezea dimineața, își arunca pe el un tricou, dădea cheie la mașină și pleca. Și la ieșirea din parcare miliția, hai, stai aici. Punea fiola și vedea 2 la 1000, 1 la 1000, 1 și ceva. Pula mea, trebuie să fii retard, frate, trebuie să fii, bă, nu am să pot să înțeleg vreodată. Deci n-am să pot să înțeleg vreodată, fraților. Atât de încuiați suntem și atât de pe... Nu știu, avem chestia asta de a ne simți persecutați tot timpul, știi? Bă, noi suntem cei mai persecutați, noi suntem cei mai nu știu ce, noi suntem numai cei mai nu știu ce. Nu, frate, nu suntem, asta e normalitatea. Pe ei lor nu-i controlează, sau ai lor nu stau pe parcări, mai era unul. Dom'le, dar pe ei de ce îi controlează? Păi nu stau pe parcări, în pula mea, ca să-i controleze, nu e logic. Oamenii se duc acasă ori în fiecare zi, ori la weekend. Nu stau plecați cu lunile. Și aici intervine un lanț întreg de explicații, ca să ne dăm seama cât de prost suntem noi ca nație. Și cum acceptăm să facem toate căcaturile. Măcar dacă le-am face pentru noi, dar nu le facem pentru noi, le facem pentru alții, din păcate. Din păcate le face pentru alții, nu pentru noi. Oh, bă, sper că ați înțeles ce am vrut să spun. Deci n-am, frate, nimeni cu nimic. Bă, beți până vă iese pe ochi, frate. Bă, dar dacă vine ăla și te controlează și spune, bă, n-ai voie să pleci, dai actele și pleci dimineață după ce trece asta, nu mai comenta, frate, și nu mai spune că te persecută, te abuzează și ce. Frate, nu e abuz, omul îți face un bine. În definitiv îți face și ție un bine și face și pentru societate un bine, pentru alții. Pentru că ai putea produce o catastrofă pe drum.
Pentru că ești un retard și nu gândești. De-aia, ești un retard și nu gândești. La fel și acum cu alea, sunt toate, o bucurie imensă pe tot internetul. Vai, nu mai poate poliția să pună radare în mașine inscripționate. Pula mea, cu aia, în toată Europa să pune așa ceva. Într-adevăr, în toată Europa sunt și atenționate. Uite, inclusiv camerele radar peste tot sunt, da? Speed camera. Și tot așa. Există și chestia asta. Într-adevăr, noi probabil o făceau cumva ca o pândă, dar pânda asta există peste tot. Nu uitați, frate, Germania, Austria, Franța, sunt camere puse în tomberoane pe marginea drumului, în căruțe de-alea ornamentale. Aia nu mai e japcă, nu mai e pândă. Se mai plânge cineva? Vă zic eu că nu se mai plânge nimeni, dar românul se simte persecutat de orice. Să vedeți acum iar val de accidente și viteze și nu știu ce. Nu avem, frate, nici un pic de prevenție. Noi suntem aia care ne plângem de orice lucru. Bă, de orice lucru. Și eu cred că am la amenzi luate așa la pândă, cred că 10. Dar nu m-am plâns, frate, am dat viteză, m-am prins. Ce vrei, frate, asta e datoria lor, nu? Asta e datoria lor, până la urmă, să te prindă, nu? Într-un fel sau altul. Ce până ai vrea acum să... Uite, spre exemplu, aici, în Anglia, pentru că îi cunosc mai bine, există mașini neinscripționate, da? Care te pot lua. Astea sunt pe toate drumurile, le poți găsi. Chestia este că pe fiecare drum, la intrare sau undeva, o să scrie, domne, pe secțiunea asta de drum pot fi mașini de poliție neinscripționate, nemarcate, da? Și atunci, văzând mesajul ăla, creierul tău procedează și zice, bă, nu-i dau tare, chiar dacă drumul pare liber, pare nu știu ce, nu-i dau tare, că uite, poate să fie o mașină de asta neinscripționată și să mă ia, știi? Sau vezi acolo, plăcuță, cu dalea, cu zi, cu cameră. Domne, pe porțiunea asta de drum se măsoară viteza medie sau sunt speed camera, da? Care te ia doar pentru viteza cu care trecea fixă atunci, în momentul respectiv acolo. Există și chestia asta, într-adevăr, că chiar dacă sunt cumva mascate, dar sunt atenționate peste tot. Există cumva în creier și chestia asta și tot timpul. Bă, știi că sunt acolo, nu-i dai tare, că doar nu ești retard. Dacă tu vezi semnul, bă, urmează o secțiune de drum cu camere, trebuie să fii retard să-i dai tare și după aceea să te plângi, bă, m-a dat o cameră care era ascunsă sau o mașină care era neinscripționată. Trebuie să fii retard. E cam așa și la noi. Și aici, cam de puține ori, se dau dreptate poliției. Se zic, bă, frate, astea erau cumva o măsură preventivă. Cu toate că știm și noi foarte bine că de cele mai multe ori mașinile astea stăteau la intrare și ieșire din oraș, pe porțiuni unde, într-adevăr, îți vine să bași piciorul și nu există niciun pericol, gen de accidente sau de trafic, sau noaptea la 4-5 dimineața când nu e trafic, ei se dau cu mașina inscripționată, nu știu, gen, dau un exemplu, pe centură sau, nu știu, în locuri astea. Evident că sunt absurde chestiile astea și cumva amplifică sentimentul ăla de ură față de ei, știi? Și faptul că, bă, uite, stau la pândă bulangii. Dar frate, trebuie să fim conștienți că suntem pe primul anul de accidente din Europa. Bă, pe primul loc. Evident, aici sunt mulți, mulți, mulți factori care contribuie. Infrastructură, educație rutieră, legislație, multe chestii. Dar frate, uite, asta era o măsură, adică cred eu, prostia mea în creierul meu, cred eu că era o măsură preventivă, faptul că puteau pune radare în mașina asta neinscripționate. Asta este. Asta e transformarea României cu politicienii noștri. Fac legi să-i doară pe ei în pulă. Legi populiste, de fapt. Că asta e așa, o măsură mai populistă, 100%. Că știu că vorbeau aia fără creier, domne, că stau la pândă. Așa, bă. Stai să bag și eu la rampa 2, a? 3-ul ăsta văd că n-am mai reparat-o nici acum. Și să mă duc și cu numărul de referință la ăștia. Mi-a trimis al număr de referință. Mai întâi parcăm aici și după aia sau hai așa să dau la
dăm la rampă și după aia mergem înăuntru. Da, mă, frații mei, pe deoponeți, vedeți? Cam despre asta vreau să vă vorbesc. Am lungit-o așa toată ziua, dar uite, până la urmă, am băgat două, că nu vreau despre asta cu radare, chiar nu vreau. Nu voiam, dar a venit așa, ca un bonus. Asta ca să vedeți mentalitatea noastră, de fapt. De-aia a venit ca un bonus. Hai, bă, să te încadrezi și tu pădungile alea. Așa, mă, boss. Da, așa, să mă duc să-i dau referința. Ne vedem după aia. Gata, frații mei, peloponezi. Am plecat și de aici la Wakefield. Am încărcat și plecăm acasică. Câte ceasul? Este 7:30, aproape o oră până acasă, până lăsăm și noi toate astea, la 9 am terminat. Și astăzi bifăm 12 ore, în maxim 13. Și gata și cu săptămâna asta de muncă. Mâine e joi, mâine trebuie să mă duc până în Manchester, la noul consulat al României. Mă duc cu... cum natul și cum nata mea, trebuie să facă o procură, nu știu exact ce trebuie să facă. Și e pentru prima oară când merg la consulat zi în Manchester. De fapt, de pe aia s-a deschis. De anul ăsta s-a deschis consulatul din Manchester. Până acum trebuia să încep mai până la Londra, așa că am scăpat. Avem de mers doar o oră și, nu știu, cam o oră jumătate, să spunem maxim 2 ore în oraș pe acolo. Cam o oră jumătate avem de mers până la Manchester. Și după altă treabă nu prea mai avem de făcut. Și nu știu, să vedem cum va fi vremea asta, că am văzut că se cam schimbă doamna vreme. Nu știu cum dracu se face. Când sunt la muncă 20 de grade, soare, nebunie. Când sunt acasă ploaie, frig. Am și atâtea lucruri de făcut și am nevoie de vreme frumoasă. Am să mergem și noi pe banda asta, cu toate că după aia va trebui să ne mutăm pe cealaltă, dar nu pot să dau. Uite-mă viață, uite-mă viață de împărat. Ce Ferrari are nebunul. Nici ce dracu, mi-a dispărut toate gândurile când am văzut placul cu Ferrari ăla. Nu mai am nimic în cap. Aici am cam și o grămadă de lucruri de făcut și am nevoie de vreme bună și nu am vreme bună. Și poate vineri filmez și un vlog cu mașina aia, că de când vă ameninț, de fapt nu am nicio timp de ea. M-a spus că mașina se vinde și trebuie să mai iau după ea lucruri, să o fac înapoi stoc. Vedem când dracu am timp să o fac. Până acum am avut zile libere, dar n-a ținut vremea cu mine. Trebuie să o și spăl. Are stratul de praf de 2 degete pe ea. Mai ales că am scos-o din garaj, n-am mai ținut-o în garaj. Hai să ne mutăm și noi cu banda asta. Dacă tot am prins ocazia. Au, au, au. Mamă, cred că e vlogul ăsta mega lung. Nu știu de ce am impresia, așa am. Mi se pare că am filmat o grămadă. 30 futu-s rasa, mătii. Poate te făceam afiș. Opa, boss, ușor aici pe viraj. Mamă, am filmat săptămâna asta la vloguri. Bine, nu știu când o să apară toate. Deci în momentul de față, acum, miercuri, când filmez pe ăsta, mai am deja 2 acasă, care sunt nefăcute. Și ăsta ar fi al 3-lea. Mamă, deci am material pentru 2 săptămâni. Îl am pe material. Oh, salut colegul, salut, salut. Uite, aici a apărut Z4 la nou.
BMW-ul Blanus. Băi, frații mei peloponezi, nu mai lungesc când are rost. Eu vă tare mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Vă aștept și data viitoare la un nou vlog, o nouă trucăreală, o ce dracu fac eu pe aici, nu știu cum să o numesc. O tonii fac antrenament de baseball. Băi, ești nebun? Sau ce răcu fac? La, am văzut că avea de aia de baseball acolo. Așa. Toate cele bune, vă salut, Adrian, Cătălin, Tracker Boy, da și voi un like, un share, un subscribe, ce mai există pe acolo și probabil deja ați văzut pe Facebook și pe YouTube în comunitate acolo, că am pus niște poze cu prima pagină de la jocul online, am reușit să o ducem la capăt și urmează, avem de muncit la el. De bea aștept să apară, să vedem ce zice lumea de joculețul ăsta al meu. De joculețul ăsta de game. Gata, v-am pupat, toate cele bune. Pa.